Doamnelor și domnilor, mi-am propus astăzi să vă vorbesc despre edificiile militare ale regimentului de graniță existente în Caransebeș. Sigur, expunerea mea este mult ușurată de faptul că eu am împreună cu prietenul meu, cu colaboratorul meu de la Viena, domnul Trințu Măran, am și publicat o carte legată de cazărmile din regimentul de graniță. Ideea a pornit de la acest plan pe care l-am adus de la Viena, din arhivele de război, plan în care se găsesc toate obiectivele militare din Caransebeș și în același timp sunt dispuse și distanțele în pași de la, și în claftări de la fiecare obiectiv în parte. Sigur că a ușurat mult această idee și sigur faptul că există acest plan, el a fost desenat în anul 1897, deci are o vechime și toate clădirile sunt înserate în distanțe față de unele față de celelalte. Să pornim de la prima și cea mai veche clădire, respectiv cazarma Cavaleriei, construită în anul 1741 din ordinul lui baronului Engelshofen, care a fost guvernatorul Banatului. Iată aici, tot la Viena, am găsit și planul acestei cazărmi, cazarma Cavaleriei, și aș scoate în evidență că pe parcursul anilor, în această cazarmă au avut locație mai multe unități militare. După 23 august, să zicem așa, în Caransebeș a existat divizia 57, în această cazarmă stând un batalion de pionieri, un batalion de transmisiuni și după aceea s-a dat locuințe pentru cetățeni, ulterior ea a fost demolată și s-a construit blocurile care astăzi stau vis-a-vis de mol. În anul 1739-1753 a fost construită cazarma grănicerilor. Deci, cu alte cuvinte, a fost construit acest edificiu care a adăpostit regimentul de graniță numărul 13 român-obănățean. Dacă stăm cu fața spre statuia generalului Drăgălina, toată suprafața respectivă, localnicii mai în vârstă au numit-o între cazărmi. De ce spun aceasta? Pentru că în spatele statuii este cazarma regimentului, în dreapta școala de ofițeri, în stânga pavilionul ofițerilor care s-a construit ceva mai târziu. În spate este tribunalul militar și închisoarea regimentului. Iar puțin mai încolo, pe strada Nicolae Bălcescu, este spitalul militar al regimentului. Despre fiecare clădire în parte voi vorbi în cele care urmează. Așa cum vă spuneam, această cazarmă a grănicerilor a avut garnizoană regimentul de graniță numărul 13 român-obănățean. După desfințarea regimentului a stat până la 1918, a avut garnizoană regimentul 43 din Caransebeș, 43 de infanterie, un regiment numai din români care a moștenit ideile regimentului 13, dar a fost sub comandă austro-ungară. După România Mare, după înfăptuirea României Mari,
Această clădire a adăpostit o parte, o bună parte din regimentul 96 infanterie și batalionul 11 vânători munte, care după aceea s-a mutat în cazarma cavaleriei despre care vă vorbise mai înainte și atunci în întregime a stat regimentul 96. În momentul în care batalionul 11 vânători munte s-a mutat la Brad, toată cazarma a fost ocupată de regimentul 96 infanterie, iar actuala clădire a fostului regiment a fost ocupată de batalionul 2 grăniceresc, care a urmat cu strășnicie tradițiile regimentului de graniță numărul 13. Despre acest batalion, poate că într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, vom face o emisiune specială. Iată, aici am adus de la Viena planul acestei clădiri și destinațiile lor respective. Comanda regimentului a stat în această clădire, construită în anul 1820, și ea a fost ulterior cumpărată de către episcopul Popazu și a devenit reședință a episcopiei Caransebeșului. Pe versul acestei fotografii este o consemnare a profesorului Cioloca, prin care scoate în evidență că această clădire a fost vândută cu 16.000 de florini ca să fie ocupată și ca reședință episcopească. Și tot profesorul Cioloca, în stânga jos, arată că despre această clădire s-a scris în foaia diocezană. Spitalul militar, construit între anii 1834-1835, și ceea ce este foarte interesant, că în însemnările lui învățătorul Bodioș, se spune printre altele că spital la numărul 2, spitalul militar de astăzi din Caransebeș, s-a edificat între anii 1834-1835, când s-a săpat fundamentul și pivnița, s-au aflat o grămadă de oase. Aș vrea să spun acum puțin despre aceste însemnări a lui Bodioș, învățătorului Gheorghe Bodioș. El a stat pe strada Episcopopeia între laboratorul Anaman și casa regretatului profesor de științe naturale. Cum s-a ajuns la această consemnare? În drum spre Biserica Sfântul Gheorghe, profesorul Dimitrie Cioloca se oprește în fața casei, unde niște cetățeni încărcau o căruță plină numai cu documente, cu hârtii, cu fel și fel de consemnări. Bineînțeles că o foarte bună parte din aceste hârtii au fost luate de către Cioloca și printre ele s-a găsit o consemnare din trecutul Caransebeșului. Bodioș în 11 puncte înșiră toate problemele mai importante legate de viața Caransebeșului. Meritul deosebit a profesorului Cioloca a fost că a dat viață acestei consemnări, acestei notițe, pe care le-a publicat în foaia diocezană din 1922. Aș scoate în evidență că permanent au fost găsite oseminte, orice săpătură s-ar fi făcut în jurul sau în aretul acestui spital militar, permanent au fost găsite oseminte. Ceea ce este puțin o enigmă, ele n-au fost puse ordonat. Cu alte cuvinte, nu putem să ne dăm seama dacă a fost vorba de decedat din timpul unui conflict militar între armata imperială și armata
otomană sau este vorba de cu totul, cu totul de altceva, gropi comune în urma ciumei care a bântuit în Caransebeș în 1826. Cu alte cuvinte, este de văzut. Ciuma, de altfel, și holera au fost și înainte de construirea acestui spital, fapt ce mă determină să cred că aici putea să fie o groapă comună pentru acești decedați bântuiți sau omorâți de molima care bântuia în Caransebeș și nu numai în Caransebeș. De altfel, Costin Feneșan a publicat o carte legată de istoria ciumei în Banat. Lângă cazarma regimentului de graniță a fost ridicată sau a fost construită această clădire în anul 1739 și ea a avut destinația să adăpostească o magazie de echipament, o magazie în același loc, o magazie de armament, armamentul regimentului de graniță. Iată, e sigur că datorită faptului că nu era utilizată, ea era pe trei etaje și am avut plăcerea să merg înăuntru și după terminarea ostilităților militare, să zicem așa, ea n-a mai fost utilizată, fapt care a determinat autoritățile să o demoleze cu gândul că se va face ceva pe locul respectiv. În 1739 se construiește cazarma companiei a 11-a, respectiv în actuala locație a liceului sau mai bine zis a seminarului teologic. Sigur, cazarma a adăpostit compania 11-a și știm ce avea, ea avea 14 localități, 14 comune în subordine și bineînțeles că această locație, după desființarea regimentului, a fost destinată pentru primăria orașului, apoi pentru pompierii orașului Caransebeș și ceea ce este foarte interesant, faptul că în această clădire a fost depuse statuia împăratului Franz Iosef și statuia lui Sisi. Statuia împăratului Franz Iosef urmează un drum până la București, unde este topit și construită statuia generalului Drăgălina, iar statuia lui Sisi, comandantul unității de pompieri, ca să niveleze niște gropi din curte, a îngropat-o în pământ. Cu ocazia construirii bisericii care poartă hramul lui Constantin și Elena, norocul a făcut că a fost prezent profesorul dr. Sorin Petrescu, care a găsit această statuie și a dus-o la muzeul din Caransebeș, unde se găsește și astăzi. Probabil că într-un viitor apropiat ea va fi restaurată și va fi depusă la un loc central. De ce spun aceasta? Că sigur, multe guri rele susțin că ce avem noi cu împărăteasa Sisi? Nu avem nimic comun. Trebuie să scoatem în evidență că împărăteasa Sisi a fost patroana orașului Caransebeș. Și femeile din Caransebeș, societățile ortodoxă, catolică, evreiască, au hotărât cu banii lor să fie ridicată, să fie dezvelită statuia care a fost amplasată unde este astăzi în lângă Biserica Romano-Catolică, unde este monumentul revoluționarilor din 1989. Tribunalul Militar, o clădire construită în anul 1740. Sus era Tribunalul Militar, iar jos era închisoarea militară. Iată ușa la o celulă. Aici avem gratile
originale care au fost depuse la ea. Aici avem o sală sau o celulă și aș vrea să scot în evidență că în această închisoare militară a stat ca deținut Eftimie Murgu, a stat ca deținut Traian Doda, a stat ca deținut generalul Nicolae Cena. Vedeți dumneavoastră, regimul trecut austro-ungar n-a acceptat ideea de românitate. Și atunci acești oameni au suferit. Iată, aici sunt treptele care au dus de la închisoare prin spate până sus în sala de ședințe. Și aș scoate în evidență faptul că la împlinirea a 10 ani de la detenția preotului Buracu, împreună cu încă vreo 20-30 de preoți și intelectuali care au luptat pentru România Mare, au fost deținuți în această închisoare și în 1928 au făcut un parastas în celula în care acești oameni au stat în detenție. Clădirea școlii militare, școala de matematică, a fost construită în anul 1868. A fost o mândrie grănicerească care a scos sute de ofițeri, generali, subofițeri care au urmat cursurile școlii în această clădire. După desființarea regimentului, ea a aparținut comunității de avere. Ulterior, în partea stângă, a adăpostit arhivele statului, iar în partea dreaptă a fost Casa de Cultură și ulterior, micul muzeu care a luat ființă în 1960, după care a fost mutat în clădirea regimentului de graniță. Păcat că această clădire este într-o stare de degradare avansată, și pentru memoria celor care au ajuns sus în vârful piramidei militare austriece, ar trebui această clădire să fie restaurată. Pe raza orașului Caransebeș au fost câteva depozite de alimente, de carne, de pâine. Iată, aici este casa doctorului Culea. Ea a fost destinată unui depozit de alimente. Iar aici o clădire unde este astăzi liceul grupului școlar de industrializare a lemnului. Aceasta a depozitat depozitul de carne. Aici avem două fotografii cu fiscul orașului, a regimentului de graniță, și aș vrea să scot în evidență câteva probleme legate de acest fisc. Sigur, fiecare casă grănicerească, fiecare comunion avea acest document fiscal, în care erau trecute pe ani toate atribuțiile casei respective privind plata impozitelor respective. Iată, spre fericirea noastră, avem aici un carnețel din asemenea lucru de fisc de la satul Dubova și a aparținut grănicerului Nicolae Dobromirescu. Însemnările pornesc din anul 1799. Iată că este un document bătrân, destul de bătrân, în evidență și foarte, foarte interesant respectiva problemă. Regimentul se ocupa foarte mult de toate aspectele legate de viața grănicerească. Iată, aici avem un tabel cu pământurile ce au aparținut comunelor grănicerești din Valea Timișului.
și avem teren arabil, teren de pășuni, și terenul arabil era împărțit pe clase. Avem aici respectiv clasa 1, clasa 2. El, la ce se referă aceste probleme? Sigur că se referă la faptul că pământul era bun pentru un soi de cereale sau pentru alt soi de cereale. Și trebuie să scoatem în evidență că în cadrul regimentului au fost aduși oameni de știință care au învățat pe comandanță de companie și comunioanele grănicerești cultivarea cartofului, cultivarea floarei soarelui, cum să se altoiască pomii. Deci, cu alte cuvinte, se făcea o educație agricolă. Vorbind despre această educație agricolă, iată, pământurile regimentului erau păzite. Și aici este jurământul care îl depuneau paznici de câmp. Cu alte cuvinte, semnăturile lor, jos, stampila regimentului, care scoate în evidență faptul că acești paznici de câmp au depus jurământul de supunere să-și facă în mod exemplar datoria. În colecția mea am primit cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă, această hârtie este originalul, desenat pe el pulfărturn, respectiv depozitul de pulbere care se găsește în fostul depozit de muniții din Valea Cenchii. Dar eu mă opresc asupra unei alte consemnări. Apare aici în Șporn, tot teritoriul acesta de la Timiș, cotul Timișului, până la Dâlmă, se numește Șporn. Noi astăzi vorbim greșit când spunem Teiuș. Teiușul începe de la linia ferată înspre Corcana. Aici avem de-a face cu Șpornul. Ceea ce este foarte interesant, împărțim această hârtie, acest desen, o împărțim în două, și anume, mă voi referi la acest parc. În însemnările lui Bodioș, se spune următoarele. În 1841, colonelul Carol Roth a deschis parcul cel vechi în Șporn și l-a amenajat frumos. A introdus un restaurant, sală de joc și cuglărie, respectiv popice. Muzica militară cânta în parc de două ori pe săptămână. Până la anul 1848, a stat sub bună îngrijire când a fost prăpădit. De ce a fost prăpădit acest parc atât de frumos amenajat? Timișul și-a făcut de cap, a inundat toată zona și a șters, fără curțare, a șters tot ceea ce a clădit acest colonel Roth. Ulterior s-a construit pe el arena care a fost sub egida mai multor instituții, respectiv a comunității de avere, cu celebra formație de fotbal Grănicerul, apoi CFR. De ce spun CFR? Pentru că aici a fost o politică foarte frumoasă de atragere a marilor fotbaliști, Popescu, Flambach, Ionescu. Ei au venit de la Brașov, de la fabrica de avioane de la Brașov, a venit în Caransebe și a format o echipă de fotbal foarte bună. Sigur că i-a atras pe acești mari jucători și s-a format o echipă de fotbal de invidiat în Caransebeș. Sigur că aș scoate în evidență că prin tradiție în această echipă a CFR-ului a jucat și bunul meu prieten Călina. Mergem la cealaltă problemă legată de pulfărturn. Era o clădire foarte tare, puternic construită, împrejmuită cu un zid. Am avut plăcerea să văd această clădire în plinătatea ei, când exista și acest zid care o adăpostea, o înconjura.
și zidul respectiv a fost demolat sub comanda colonelului Brândușoiu, cărămida fiind adusă în cazarmă și făcută o remiză pentru adăpostirea mașinilor. Era perioada de trecere de la cai la mașini. Sigur, în colecția mea de cărți poștale există această carte poștală. În partea din stânga jos este corpul de gardă, iar în partea de sus este așa numita clădire Purfărturn. Am fost recent cu domnul Cojocaru acolo și am rămas impresionat. Și nostalgia m-a cuprins atât de mult încât am cerut audiență la domnul primar și i-am propus ca în această clădire să fie renovată și să se transforme într-un han al grănicerilor. A rămas puțin surprins domnul primar și am îmbrățișat ideea, să sperăm că generațiile care ne urmează vor putea să se ducă, după ce vizitează locul cu statuile din granit, să se adăpostească la hanul grănicerilor, unde poate să mănânce o mâncare grănicerească, o găigană, cum zicem noi, iar i-am propus domnului primar ca pe pereții interiori să fie capitonați cu aspecte din istoria regimentului. Bineînțeles, la loc de frunte vor sta aceste două vederi, iar aici, tot de la Viena, am găsit planul desenat cu cum era acest Purfărturn. Lângă Purfărturn, e depozitul, adică poligonul austriac. A rămas acum în denumirea respectivă de poligonul austriac. Sigur că militar fiind, de foarte multe ori mergeam în acest poligon și am avut plăcerea tot de la Viena să aduc felul cum a fost construit acest poligon, cum se trăgeau, cum erau executate ședințele de tragere și să spune în ordinul respectiv pentru a nu se consuma prea multă muniție, lângă fiecare țintă era legat un clopoțel și în momentul în care ținta era lovită, clopoțelul suna și nu mai trăgea soldatul ca să facă economie de cartușe. Sigur, mă opresc asupra ultimei clădiri, respectiv cazarma ofițerilor, construită în anul 1874, ea a fost destinată ca locuință pentru ofițeri. După care, după 1918, a fost cazinou militar și vreau să spun că după ce regele Ferdinand în 1923 a venit în Caransebeș, a participat la un tedeum în Biserica Sfântul Gheorghe și apoi în Biserica Romano-Catolică, a fost primit la cazinou militar, unde a servit un ceai. Iată, clădirile acestea sunt tulburătoare. La începerea războiului, în această clădire, al doilea război mondial, în această clădire a fost centrul de recrutare, respectiv biroul de mobilizare. Și îmi aduc aminte că veneau țăranii cu caii ca să fie luați de către regimentul 96. Cel mai tulburător moment a fost în care un țăran din Glimboca vine cu calul și este repartizat la o subunitate de artilerie. În momentul în care el își dă seama că nu mai îl vede calul, cu lacrimi în ochi îl prinde de hamuri și îl sărută și îi spune: bunul meu prieten, te rog să te întorci înapoi la Glimboca. Vedeți, sunt momente tulburătoare
care sunt legate de aceste clădiri, după desfințarea, după 23 august, în această clădire a existat sediul diviziei 57 infanterie, comandant fiind actualul general veteran de război Dragnea Marin. Am avut plăcerea să-l cunosc, să fiu subordonat, să fiu mândru că am fost subordonat al unui erou al armatei române. Aici este tot de la Viena, am adus planul, schița planului cu acest pavilion al ofițerilor. Doamnelor și domnilor, am hotărât ca următoarele emisiuni să le dedicăm generalilor care s-au născut în comunele grănicerești ale regimentului de graniță, apoi o emisiune mai largă, mai vastă, despre istoria Reuniunii Române de Cântări și Muzică. Rog pe bunul Dumnezeu să ne dea sănătate, să realizăm idealurile și ideile care vrem să le punem în practică, să le punem la dispoziția dumneavoastră, să vă mândriți că trăiți într-un oraș în care lada de zestre a istoriei este atât de mare și atât de încăpătoare. Vă mulțumesc!